Certificatul verde obligatoriu ar putea fi ilegal în Uniunea Europeană, a transmis un consilier din Parlamentul European. România ar putea primi amenzi de 1 milion de euro pe zi din cauza impunerii prezentării acestui document. Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, a declarat că România ar putea primi amenzi de 1 milion de euro pe zi din cauza impunerii prezentării certificatului verde. Păi nu au voie, cum spune și în legislație. Ne încalcă drepturile. Fac o comparație între oamenii nevaccinați și oamenii vaccinați. Cu cât toată lumea știm cei vaccinați, poate să transmită virusul la fel de bine ca și cei nevaccinați. Cum poți să-mi impui tu mie să nu mai ies după o anumită oră? Să ies afară, să merg la o terasă sau să merg undeva cu prietenii? Este total absurd să-mi impui să nu pot să merg să-mi cumpăr mâncare decât dacă am certificatul verde. La fel s-ar putea întâmpla și cu alte state membre ale Uniunii Europene care au condiționat unele activități sau accesul în anumite locuri prin dovada vaccinării anticovid. Doamnă, nu e o ilegalitate, e ceva firesc. Dacă trecem printr-o pandemie, e firesc să ne conformăm, să toată lumea să vaccineze, datorită faptului că așa protejăm și pe copiii noștri și părinții noștri, altfel niciodată nu vom scăpa de pandemie. Vorbesc datorită faptului că am fost purtător de virus și am fost foarte bolnav și știu prin ce am trecut. În drum toată lumea să se vaccineze. Sunt un om simplu, nu am niciun studiu medical, m-am vaccinat de 2 ori și eu le doresc tuturor să vaccineze că e ceva firesc, dacă vrem să scăpăm. Dacă nu, o să ne chinuim ani de zile. Foarte multe popoare neștiutoare de carte, inclusiv triburile indiene, nu se tratau și dădea câte o pandemie de asta și dispăreau triburi întregi. Să citească lumea și să vadă, să nu fie dezinformați, să vorbească cei care au fost în cauză și știm prin ce clinuri am trecut. Obligativitatea prezentării certificatului verde în diferite situații este un lucru considerat ilegal, conform regulamentului și tratatului de funcționare al Uniunii Europene. Totuși, este nevoie de o plângere din partea unui cetățean sau o sesizare din oficiu.